Chris Pisicuța asta frumoasă, asta cu noi jumate din turneu și asta cu noi în mașină și cu noi în camere. Deci, Pisi, ești vedetă. Ai fost cu noi în turneu, nu-i așa? Mhm. Da, da. Suntem în turneu în... Aleluia! Foarte bine! Sunteți cei mai energici dintre toți până acum. E Cluj aici cu mine! Unde ești tu? Se găsește atmosfera. Devine locul cel mai hot. E tetera. Și nu-i soare afară. Dar ce bine face băiat, ce băiat. Nu că nu vin alt hal. Atât de perfect, parcă e nesemnat. Și neața tuturor, este o nouă zi și suntem încă în Sibiu. Aici toată lumea mănâncă. Hei, ce faceți? Poftă bună! Eu m-am trezit mai târziu un pic. Și după ce mâncăm, o să plecăm către Cluj. Noi suntem aici în fața hotelului și îl așteptăm pe Râșni cu bagajele. Am ajuns în Cluj și ne-am dus la un restaurant ca să mâncăm ceva. Iar după o să vizităm cu toții Clujul. Ne-au venit suculețele și arată foarte drăguț. Uite! Uite, are o căpșunică la freșul de portocale Ionela. Lava cake. Vreau, am iubit această prăjitură. Și am plecat de la hotel de aici din Cluj și mergem să vizităm puțin Clujul. Mergem în centru. E foarte cald afară. Și am ajuns și în centrul Clujului. Ce frumos arată! E foarte drăguț. Mai avem doar jumătate de oră până la concert, deci suntem super în criză de timp. Sper să nu întârziem. Bună, ce facem? Sunteți cei mai energici dintre toți până acum. E Cluj aici cu mine! Și totul! Pentru cine știe câte episoade are un sezon? Ia zi tu! 10! Felicitări, aplauze! De câteva zile nu am stare și pace. 3 luni de vacanță voi face doar ce îmi place. Hai să ne relaxăm, liceul s-a terminat. Să ne distrăm la marun an. Casă. Vom face vreo 4-6 ore, deci destul de mult. Așteptăm super mult să ajungem în București. Fetele dansează aici! Foarte bine! Ei! Ei! Și asta a fost pentru
pentru astăzi. Nu uitați, dacă v-a plăcut, să dați un like, un share pe Facebook și subscribe la canalul meu de YouTube. Și nu uitați că weekendul acesta continuăm turneul Underground Tour Animatera, așa că ne vedem pe 16 septembrie la un super concert în Ploiești Sud, în parcarea Kaufland, strada Piața 1 decembrie, dar și în Buzău pe 17 septembrie, la bunicii mei, tot la un super concert în parcarea Kaufland. Aștept super mult să vă văd acolo, așa că noi ne revedem data viitoare!